Un mesaj pentru tineret. În 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 14, găsim scris: V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Copiii și tinerii cu talentul lor proaspăt, cu energia, curajul și predispozițiile lor iuți sunt iubiți de Dumnezeu. El dorește să îi aducă în armonie cu forțele divine. Copiii noștri stau parcă la răscrucea drumurilor. Lumea îi ademenește din toate părțile către egoism și îngăduință de sine, îndepărtându-i de calea trasată pentru cei răscumpărați de Domnul. Dacă viața lor va fi o binecuvântare sau un blestem, depinde de alegerea pe care o fac. Ei aparțin lui Hristos, sunt cumpărați cu sângele Lui, sunt dreptul iubirii Lui. Ei trăiesc pentru că El îi ține în viață prin puterea sa. Timpul, puterea și capacitățile lor sunt ale lui, ca să fie dezvoltate, educate și folosite pentru el. Tineri și tinere, adunați cunoștințe. Țintiți cât mai sus cu putință. Capacitatea de schimbare a puterilor minții și trupului, păstrând realitățile veșnice mereu în vedere, are cea mai mare valoare acum. Căutați-L pe Domnul cu toată seriozitatea, ca să deveniți din ce în ce mai curați și mai cultivați spiritual. Atunci veți primi diploma cea mai bună pe care o poate avea cineva, aprobarea lui Dumnezeu. Oricât de mari sau de mici ar fi talentele tale, amintește-ți că numai prin credință ceea ce ai este al tău. Astfel Dumnezeu te testează, dându-ți oportunitatea să te dovedești autentic. Lui îi aparțin puterile trupului, minții și sufletului tău. Aceste puteri trebuie folosite pentru el. Timpul tău, influența ta, capacitățile tale, priceperea ta, toate trebuie să fie trecute în seama celui care dă totul. O asemenea armată de lucrători, reprezentată de tinerii noștri bine educați, ar putea să ducă în întreaga lume cât de curând mesajul Mântuitorului, care a fost răstignit, a înviat și care va veni în curând. Cât de curând ar putea veni sfârșitul? Sfârșitul suferinței, durerii și păcatului. Cât de curând și-ar putea primi copiii noștri moștenirea acolo unde cei drepți vor moșteni țara și vor locui în ea pentru totdeauna. În locul unei posesiuni aici, care poartă rana stricăciunii păcatului și a durerii. Părinte Ceresc, îți mulțumesc că lucrezi la inima fiecărui tânăr, fiecărui copil. Îți mulțumesc că tu iubești atât de mult, încât îți dorești să nu fie pierduți, ci să fie câștigați pentru ceruri. Fii slăvit și lăudat, pentru că știu că și astăzi tu poți să-i duci pe culmile biruinței. Amin.